Salutări tuturor, bine v-am găsit la o ediție specială GSP Live. În jumătate de oră, Muntenegru începe primul meci al României din grupa a treia, din Liga B a Ligii Națiunilor, o competiție care ne poate duce la turneul final al campionatului european, chiar dacă nu vom termina preliminariile Euro pe o poziție fruntașă, o poziție care să ne trimită spre turneul final. Este găselnița UEFA, care a reușit să transforme meciurile amicale dintre partidele din preliminarii într-o competiție poate un pic complicată pentru foarte mulți. Modul de calificare, modul de a merge la baraj din cele patru divizii în care este împărțită Liga Națiunilor. Noi suntem în Liga a doua, practic în divizia B a Ligii Națiunilor. Putem promova dacă vom câștiga grupa de patru pe care o avem în, în această ediție, a treia ediție a Ligii Națiunilor. Suntem în aceeași grupă, în Liga a doua, spuneam, Liga B, grupa a treia cu Muntenegru, adversara din această seară, Bosnia și Finlanda. Competiția e comprimată, în patru zile se joacă patru meci, în patru date se joacă patru meciuri, adică într-o săptămână și jumătate se joacă patru partide. Nu s-a întâmplat niciodată în istoria echipelor naționale să joace patru meciuri atât de repede, unul după altul, nici măcar la turnele finale nu se joacă atât de repede. România are un lot mare pentru aceste meciuri. O să discutăm despre cum arată echipa de start din această seară din Muntenegru, discutăm despre șansele României, o să vedem declarații de dinainte de partide, o să vedem reacții de acolo din Muntenegru. Discutăm aici în studio în următoarea jumătate de oră, apoi în pauză și la final cu Bobby Verdeș, pe care salut. Bună seara, Bobby. Bună seara, Costi. Ce faci? Cum ești? Ce să fac, bine, în vacanță. Da? Da. Ce așteptări ai de la meciul în România? Hai să vedem. Păi să ca, încet, așa. Ca orice început și ca român ne dorim să fie un început bun, nu? Sper să, ca Edi să fie inspirat și să câștigăm. Că e important. Mai ales că am văzut că Bosnia e egalat în Finlanda. Deci avem o șansă. Plus că am înțeles că doi jucători, cei mai importanți ai lor, da, Jovetić și Savić, da, nu joacă. Acum să vedem. Ca români ne dorim, sau ca microbiști, ne dorim să, ca naționala să câștige. Și sper să fie un început bun, orice campanie. Da. Noi știm care sunt cei mai buni doi jucători ai Muntenegrului, care sunt cei mai buni doi jucători ai României. Asta e problema. Păi să sperăm că măcar unul să fie. Așa, care? Cine? Unul din cine? Unul din... Uite, la ei poți să vorbești. Dom'le, astea sunt vedetele naționale ai Muntenegrului. Jovetić și Savić. Dar la România? Într-adevăr, că în momentul de față, la noi nu mai poți să zici că avem un jucător exponențial, un jucător care vine de la o echipă mare din Europa. Dar sper că forța grupului și dorința lor de a demonstra că au valoare să facă diferența, adică să-i ajute, să fie un grup, o echipă în seara asta și ocaziile pe care sper că le vom avea să și fructificăm măcar una din ele. Te-a convins Național României cu Edi Iordănescu pe bancă până acum? Nu poți să zici că te-a convins, pentru că, dacă ne ducem bine aminte, am făcut egal în Israel, am pierdut acasă cu Grecia. Da. Deci nu poți să... Bine, acolo au fost și două meciuri amicale unde a vrut să cunoască jucătorii, să-i simtă, să vadă ce... Adică jucătorii să înțeleagă ce le cere. Acum să vedem la oficiale, că oficiale sunt cu totul altceva. Chiar dacă Liga Națiunilor e ca un fel de meciuri amicale transformate în meciuri oficiale. Adică dacă știi grupa, ai o șansă, da, pentru campionatul european, nu? Da. Bun. Deci să-l considerăm un meci oficial, nu? Păi este, da. E un meci, da, oficial. Adică sper să, din cele două meciuri care le-a avut de pregătire, să fi tras concluziile potrivite și să ia cele mai bune decizii în seara asta. Hai să vedem cele mai bune decizii despre care vorbești tu, să vedem cum gândește Edi Iordănescu meciul din seara asta. E un meci înainte de care Iordănescu a spus: domnule, de acum încolo la echipa națională, cine nu arată atitudine, dispare. Adică nu mai există loc de, domnule, vin la națională doar ca să vin, să mă fac, să mă bine, prefac, nu cred că e vreun jucător care vine la echipa națională și nu își dorește să câștige. Nu cred că există așa ceva. Și atitudine normal trebuie să ai la fiecare meci, mai ales la echipa națională. Adică nu înțeleg declarația asta, că nu cred că există jucători că să vii la echipa națională să nu-ți dorești.
Păi, atitudine. Ți s-a părut că în primele două meciuri cu Edi Iordănescu au fost toți conectați, s-au părut că erau toți conectați cu gândul acolo la meciuri? Normal, așa cred că a fost, pentru că mai ales că a fost o schimbare de antrenor și toți vor să demonstreze noului antrenor, nu? Adică, bun, ok, rezultatele, hai să zicem, prima repriză din Israel, nu? Am condus 2-0 la pauză. Da. Adică nu cred că n-a avut jucători atitudine. Într-adevăr, că a doua repriză s-au făcut multe schimbări și au reușit să ne egaleze. Dar nu cred că sunt jucători care vin la echipa națională să nu își dorească să câștige. Și mai ales că sunt tineri, adică nu sunt jucătorii trecuți de 30 de ani. În afară de Chiricheș, Niță, nu? Da. Cred că nu. Cred că ceilalți... Hai să vedem. Asta e echipa de start din seara asta. Meciul, echipa cu care România debutează în Liga Națiunilor, în divizia a doua, practic, din Liga Națiunilor, seria a treia. Niță în poartă, practic portarul numărul 1 al naționalei în momentul ăsta. Rațiu în dreapta. Cum ți s-a părut? Hai să-i luăm pe rând așa. Cum ți s-au părut până acum? Rațiu a părut alt jucător totuși cu Iordănescu decât cu Rădoi. Adică a părut un pic mai expus, mai dezorientat în meciul cu Grecia în care a jucat. Da, exact ce am spus mai devreme. Ei au vrut să-i demonstreze, cred, lucrul ăsta. Când se schimbă, când e o schimbare de antrenor, majoritatea jucătorilor vor să-i demonstreze noi antrenor că merită să fie convocați. Da. Și într-adevăr, că mai ales la meciul cu Grecia, normal, am jucat acasă și am încercat să venim peste ei și de multe ori l-a prins sus și a părăsit zona, dar cred că este un fundaș și bun. Bine, acolo era Manea, nu? Da. Manea, părerea mea că e mai ofensiv decât Rațiu. Mai ofensiv decât Rațiu, cred, da, și cred că de asta l-a ales. Adică a ales, bine, un 4-3-3, dar cred că dacă l-a băgat pe Cristea, cred că Cristea va fi un punct fix și va fi un 4-1-4-1. Adică nu... 4. Adică așa îl văd eu, pe fază defensivă să fie un 4-1-4-1. De-aia l-a băgat pe Cristea să fie punct fix acolo să rupă toate acțiunile muntenegrenilor. După aia, uite, Chiricheș, Rus. Da, aici a putut Chiricheș punct fix. Aici era între Rus și de la CFR Burcă. Da. Rus n-a făcut un meci foarte bun când a intrat în Israel. A avut un final rău de meci. El îi simte, i-a văzut la antrenament, acum a avut mai mult timp, a avut mai multe zile de pregătire cu ei și probabil l-a simțit pe Rus mai bine decât pe Burcă. Da, joacă cu Banc. Na. Bancu apare în stânga, da. Na. Bancu în stânga. Bancu care știe toată lumea. E suspendat că la club. E suspendat. Da, sperăm că nu va fi suspendat și în seara asta. Pentru gestul lui. Un fotbalist despre care s-a vorbit foarte mult că nu știe să se apere, de fapt, și că el nu e fundaș. Păi nu am spus numai noi. Au spus și specialiștii, nu? Că okay. El are face și foarte bine... Și apare fundaș stânga în debutul din Liga Națiunilor. Da, eu sincer îl vedeam pe Camora, că pe defensiv e mult mai bun Camora și mai ales că e un meci în deplasare, dar probabil mizează pe că se cunoaște cu Mihăilă. Okay. Că au făcut pereche cât erau la Craiova. La Craiova, da. Cred, nu știu. Sau poate tot la fel, l-a văzut bine la antrenamente săptămâna asta și... Bine, oricum, altă dată, când erau două meciuri, știi că pe vremuri preliminarele erau ori o partidă, ori două maxim, legate la 3-4 zile distanță. Atunci puteai să vorbești, domnule, asta e echipa de start, asta o să vedem dacă sunt valizi, dacă nu se accidentează, ambele o vedem în ambele meciuri. Da, acum când sunt 4 date, evident că nu poți să-i vezi pe toți în 4 date, adică e clar că trebuie să rotești. Corect, dar cred că în primele două meciuri, cred că 80% de jucători trebuie să-i vezi. Crezi? Păi e normal. După aia normal. Poate joci pe primul așa, al doilea rotești, al treilea revii la prima formulă. Bine, oricum, în funcție și de ce se întâmplă în seara asta, asta e clar. Și în funcție și de jucătorii, cum să simt, că mulți dintre ei au foarte multe meciuri jucate, alții nu prea au meciuri jucate, să zicem, mai ales acum pe final. Probabil a mizat pe lucrul ăsta exact ce ai spus tu, că Bancu a fost suspendat și ultimele meciuri el n-a mai jucat. Okay. Și a avut timp să e mai odihnit. Camora a jucat toate meciurile, da. Nu? Până în ultima etapă. Cred că de asta. Bun, hai să vedem după aia. Răzvan Marin, practic avem un 4-3-3 pentru echipa națională, cu Răzvan Marin și Olaru pe pozițiile de Inter, cum am auzit în ultima, tot mai des în ultima vreme. Da. Și Cristea. Cristea e surpriza lui. Cristea, jucător care să practic să asigure cumva siguranța liniei de mijloc. Da, să dea siguranță defensivă
pe faza... El a mai jucat, a mai jucat. El a mai jucat, cred că la Gazmetan, da. Și dacă nu mă înșel, cred că și la FCSB a jucat cu el un meci, două. Nu, a mai jucat și la FCSB, cred apărut, dar jucat. Nu, niciodată nu a fost la FCSB o soluție Costin, clară. Costin, ca fiecare selecționer care a fost la echipa națională, tot timpul se găsește un jucător care să... care nu-l ghicește nimeni că va juca acolo, sau care un selecționerul mizează pe jucătorul ăla și toată lumea zice că de ce joacă cu el. Întrebarea este, și uite, asta a fost o problemă la Rădoi până la un punct, dacă jucătorul l-a găsit de selecționerul respectiv pe postul respectiv, va rămâne în echipa națională și după... Da. Sau dacă va face față selecționerul respectiv. Da, exact. Exact, da. Acum vom vedea dacă... Da. Ce crezi că poate să ofere? La cum îl știi pe Cristea? Ce poate să ofere Cristea? Păi cred că mizează pe faptul că pe fază defensivă să încerce să rupă toate acțiunile muntenegrenilor, contraatacurile de fapt. Da. Adică cred că va fi un punct fix, nu va pleca, nu își va părăsi zona centrală. Cred că de asta, că ceilalți, să zic, Olaru, Răzvan Marin a mai jucat acolo, mai era Cicăldău, da. Dar toți cu mai mult ofensivi. Ok. Și el probabil... Adică Marin nu... N-a arătat niciodată că, domnule, ăsta e postul meu și aici da, ar fi postul nu, meu. Da, Marin și Olaru mai mult box-to-box, știi? Uh-huh. Și faza ofensivă și defensivă. Travaliu mare, fac efort mare. Da, nu știu, să sperăm că e inspirat cu Cristea acolo. Mai ales că, cred că, primul meci al lui la echipa națională ca mijlocaș central, nu? Da. Exact. A mai avut convocări, dar n-a mai jucat în mijlocaș central. Mijlocaș central, da. Și mai ales că e primul meci într-o campanie de calificări. Să sperăm că a fost inspirat Edi. E un risc? Crezi că e 100% un risc? 100% e un risc. 100%, da. El adică asumă... cât timp ai să pregătești? Ok, el știe probabil automatismul. Cunoaște că a avut la FCSB, l-a avut la Gazmetan. Inclusiv la junior, cred că juca la Gazmetan, din câte mi-aduc aminte. Am auzit că juca... Mijloca central, da. Adică automatismele postului le cunoaște, dar una e să le cunoști... Să joci acolo, meci de meci. Și alta e să mai ai și doi jucători... Ok, Olaru l-ai la FCSB, dar nu joci așa cu el. Da. E riscant, dar să sperăm că va face o partidă bună, Cristea, că toți ne dorim ca echipa națională să câștige, nu? Bine, asta ar fi mare ironie. România caută un închizător de ceva vreme, că și l-am căutat și l-am găsit contra, în fundaș central și cu Rădoi, da. Și să fie Cristea acel închizător. Adică să fi fost în curtea noastră, practic, și să nu-l fi văzut nimeni. E greu, dar să sperăm că îi va ieși. Bun, în față, Ivan Tănase, care joacă aparent număr 9, și Mihăilă. Da, aici cred că surpriza e Mihăilă, părerea mea. Pentru că nu prea a jucat la Atalanta. Da. Dar cred că mizează pe faptul că face efort mare, are capacitate de efort și faza defensivă și ofensivă. Și părerea mea că de asta joacă cu el acolo. Mai ales că se cunoaște și cu bancul, să suplinezi, să cunoști de la Craiova. Ivan, la fel, un jucător care poate să alerge foarte mult pe bandă. Tănase, acolo, nu l-am văzut niciodată pe Tănase atacant. Pentru că lui Tănase să fie cu fața la joc. Să vină din spate și să aibă joc în față. E mai greu cu... Dar să sperăm că pe contraatac... Cred că asta mizează pe contraatac cu Mihăilă și pe plecările lui Mihăilă și Ivan să-i surprindă. Doi jucători de viteză. Doi jucători de viteză, da. Și că pe fază ofensivă ca o viteză, dar aleargă, adică fac efort foarte mare. Și defensiv te ajută foarte mult, amândoi. Bun, hai să vedem ce spune, să aflăm ultimele detalii de dinainte de meci. Mergem în Muntenegru la corespondentul Gazetei Sporturilor, Vlad Nedelea. Îl ascultăm cu ultimele informații de dinainte de partidă. Bună seara, Costin! Bună seara de la Podgorița, aici unde Naționala României și începe drumul în Liga Națiunilor, o competiție ce ne poate aduce mai aproape de un turneu final la care tot așteptăm de ceva ani. Întâlnim Naționala Muntenegrului, echipă care ne-a pus probleme la ultimele partide directe. Am învins-o cei drept la ultimul meci, 1-0, dar n-am avut niciodată viață ușoară cu cei din Muntenegru. Nu sunt foarte mulți suporteri la stadion. Cei din Muntenegru se așteaptă la undeva la 6-7 mii de oameni. Vor fi și 200 de români printre ei. În spatele meu este Galeria Naționalei Muntenegrului. Nu sunt foarte mulți suporteri și am văzut că este și destul de multă liniște. Nu sunt incidente între suporterii celor două echipe. Sunt absențe mari, spuneam, în Naționala Muntenegrului. Nu se pot baza pe cei mai importanti jucători și asta ne spunea și Dejan Savicevic, președintele Federației din Muntenegru. Iată că vin și suporterii Naționalei României și
nu sunt întâmpinați cu foarte multă căldură de cei din Muntenegru. Iată că se aud și câteva scandări la care nu mă așteptam. Sunt niște cuvinte urâte spuse de cei din Muntenegru. A fost liniște până acum, nu au fost probleme, dar acum se pare că s-au schimbat puțin lucrurile. Nu cred că vor fi incidente, deși vedem pe cei din de la Naționala Muntenegrului, suporterii muntenegreni stând la gard, dar au intervenit imediat forțele de ordine. Nu cred că vor fi incidente nici în stadion, pentru că suporterii români vor fi izolați, vor fi, v-am spus, circa 200, iar în stadion vor fi mai mult de 6, poate 7.000 de oameni, pentru că sunt ceva probleme între suporteri și Federația Muntenegreană de Fotbal. Sunt lucruri care nu funcționează între cele două părți. E contestat inclusiv Dejan Savicevici. Vedem, au dărâmat un gard cei suporterii muntenegreni, în timp ce suporterii români își continuă drumul spre locul destinat în stadion. A vorbit și Mio Drag Belodedici înaintea meciului. Era optimist fostul fotbalist al Stelei Roșii și al Stelei București, câștigător de Cupa Campionilor. Era optimist Belodedici, credea că Naționala României poate începe cu dreptul această campanie, pentru că apoi urmează un alt meci dificil în Bosnia-Herzegovina. Așadar, începem cu două deplasări, urmând ca ultimele două meciuri din luna iunie să se desfășoare în România. Costin, atât de la Podgorița pentru acest moment. Rămâne să ne auzim și cu reacții la finalul partidei. Împreună suntem echipa României. Hai România! Înainte de a merge și de a vorbi și despre echipa Muntenegrului, să-i cunoaștem pe adversarii României din această seară, hai să vedem și rezervele României. Moldovan și Ioani sunt cei doi portari de rezervă. Manea, Crețu, Alibec, Cicâldău, Maxim, Burcă, Hanca, Camora, Octavian Popescu, și Mitriță sunt oamenii de pe banca de rezerve a Naționalei României. După nume avem bancă. Avem o bancă bună, mai ales ofensivă. Care poate oferi speranțe. Da. Pe fază ofensivă avem jucători care pot intra și pot face diferența, cum e Octavian Popescu, Alibec, Mitriță. Acum să sperăm că vom avea altă atitudine, exact ce zice, adică la atitudine mă refer, ca să punem presiune pe muntenegreni. Adică sper să nu stăm doar în jumătatea noastră, să încercăm doar contraatac. Adică să vadă că jucătorii au atitudinea respectivă, adică gândită pentru un meci în deplasare. Da. Adică nu stai numai cu fundul în poartă și să ai contraatac. Cât de cât să aibă personalitate, să vedem că au relații de joc, că când trebuie să facă acțiuni unul contra unul, să le facă. Să sperăm că vor reuși. Eu sunt încrezător. Chiar cred că putem să câștigăm în seara asta Muntenegru. Și până la urmă, Costin, am ajuns să ne fie frică de Muntenegru. Corect, nu mai suntem ce eram odată. Dacă am ajuns să ne fie frică de Muntenegru, ok, nu, să zici că mergem peste ei și câștigăm 2-3-0. Bă, dar nu trebuie să fie frică, nu? Până la urmă e Muntenegru, nu jucăm cu Franța. Și sper ca lucrul ăsta să vadă și în evoluția lor. Hai să vedem și echipa de start a Muntenegrului, adversara României din această seară, și vorbim un pic despre fiecare jucător în parte, să le facem așa o scurtă prezentare. Mijatović, portarul Milan Mijatović, 34 de ani, un veteran de la MTK Budapesta, joacă în Ungaria, la Budapesta. Dreapta este Marco Vesović, de 30 de ani, care joacă în Azerbaidjan, la Karabag. Apoi Vujačić, fundaș central, un jucător, Igor Vujačić, de 27 de ani, de la Partizan Belgrad, în Serbia. Tomašević este Žarko Tomašević, de la Tobol, în Kazakhstan, 32 de ani, și el un veteran. În stânga, Vukčević, un jucător, Andrija Vukčević, de 25 de ani, de la Rijeka, în Croația. Apoi, linia de 4 la mijloc,
cu Marușić în dreapta, un jucător, ia să vedem de unde vine Marușić, un jucător care, Adam Marušić de la Lazio, este practic cel mai scump jucător din lotul Muntenegrului, jucător de 29 de ani. Rajković în centru, Miloš Rajković, 28 de ani, la Buducnos, Podgorica, în campionatul Muntenegrului. Jankovic, următorul jucător din centru, Marko Jankovic, 26 de ani, de la Hapoel Tel Aviv, în Israel. Jovović, în dreapta, în stânga, pardon, Vladimir Jovović, 27 de ani, joacă la Nikšić, în Muntenegru. În spatele vârfului este unul dintre cei mai promițători jucători, tineri jucători muntenegreni, mă rog, are 23 de ani, Haksabanović, jucător în Suedia, el e și născut în Suedia, 23 de ani, cu o cotă de piață mare, jucător la Djurgårdens în Suedia. Și în față, Stefan Mugosha, atacantul din Coreea de Sud, de la Incheon, 30 de ani. Deci cam ăștia sunt jucătorii, astea sunt echipele de la care vin. Nu e o echipă care să spui, domnule, are jucători. Care să ne sperie. În afară de Marušić, care exact, joacă la Lazio. În rest nu sunt. Da, Ungaria, Croația, Corea. Serbia, Corea. Da. Deci nu sunt jucători care să, de care să, adică care să ne sperie. Acum depinde de noi. Sper să fim într-o seară bună și în ocaziile pe care le vom avea să și marcăm, că e important. Te întreb și pe tine un pic, un 4-3-3 suprapus peste un 4-4-1-1 al Muntenegrului, unde poate să-ți dea ție dificultăți României, de exemplu? Păi, eu cum ți-am zis la început, eu cred că pe fază defensivă vom fi într-un 4-1-4-1 sau 4-5-1, dacă vrei să zic. Da. Coboare ambii și Ivan și Mihăilă să facă faza defensivă și va rămâne doar Tănase în față. Știi cum e, Costin, în dinamica jocului sistemele se schimbă, te transformi în mult mai multe sisteme. Important ei cum sunt, adică să facem diferența fiecare pe zona lui să câștige duelul cu adversarul. N-au cu ce să ne surprindă, mai ales când la cum am văzut echipa și cum l-am văzut pe Cristian în fața apărării acolo, sigur va fi un punct fix și va fi greu. Dacă el nu va părăsi zona, va fi greu să ne surprindă pe contraatac. Ok. Dar pentru că și o discuție cu echipa națională a României în sistemul ăsta 4-3-3 cu jucătorii din față care coboară. Ar trebui să se retragă, dar... Păi dacă nu se retrag, normal că vom avea probleme. Am văzut de-a lungul ultimilor ani jucători de bandă care nu făceau faza defensivă. Da, dacă nu vor face faza defensivă, clar că vom avea probleme. Da, să sperăm că vor face. Probabil de aia și ales, că a și pregătit foarte bine meciul ăsta. A avut destul timp acum, n-a mai avut două zile până la meci. E de două săptămâni cu ei și să sperăm că au pregătit bine, foarte bine. Bine, jucătorii au venit în trepte, n-au fost toți odată. Adică cum s-au oricum o săptămână i-a avut, deci nu au mai fost două zile. Că a avut timp cât de cât să pregătească meciul. Și cum am zis mai devreme, nu e o echipă care să ne sperie. Să fim serioși, dacă și de Muntenegru. Și dacă ne aducem ultimul meci a jucat la ei, ne-au bătut, dar ne-au bătut din noroc, nu? Adică pe greșelile prostiile făcute de noi. Ok. În Muntenegru. Bun, hai să vedem ce spune Miodrag Belodedic, fostul internațional român, care e acolo și a vorbit pentru presă, pentru Gazeta Sporturilor. Hai să vedem ce spune. N-am venit aici, nu trebuie să fim încrezători. Am avut mereu meciuri grele aici. Am avut meciuri grele în zona asta, am avut și cu Sârbii, și cu Muntenegru, și cu... Da. Ați apucat să vedeți primul 11? Eu nu am apucat, știu primul 11, dar... Ne-ați spus sportar? Nu vreau să vă spun... E o echipă ofensivă sau... O să încercăm să jucăm ofensiv. Asta a și zis Edi, nu? Vărdănescu a și zis că o să încercăm să jucăm ofensiv și o să vedem cum o să se deruleze. Nu, acum o să mă văd cu Dejan, da. Acum, da. N-a venit încă, nu? N-a apărut. El vine mai târziu, ei sunt mai lenți, așa. El geniu e tot timpul ultimul, da. Așa era și la Steaua Roșie, tot timpul venea ultimul. Dar l-așteptam în autobuz și când intra în autobuz, toată lumea l-aplauda.
Dar când intra în teren, da. Bine, mulțumim, sănătate. Belodedici neschimbat aproape. Da, ceva, incredibil omul. Da, incredibil. Și starea lui așa, îți dă o stare de bine tot te timpul. Te relaxează, da, exact. Da, exact, da. Să sperăm că are și dreptate, că să jucăm ofensiv, să câștigăm, dar nu cred că vom juca ofensiv. Ce jucători, și Savicevici, îți dai seama? Ce alte vremuri. Ce echipă avea Steaua și Belgrad, cu ei doi în teren. Dai seama ce copilărie frumoasă am avut noi? Cam prins fotbaliștii da. Stăteam până la noaptea, două, trei. Păi ce, copiii din ziua de azi nu au o copilărie fericită? Că îi prind pe tănase, pe... Păi nu au, pentru că noi pe lângă, pe că aveam pe fotbaliști ăștia, asta făceam și noi toată ziua, jucam fotbal. Așa. Acum tablete, ei nu mai joacă. Ok. Na. Hai să vedem ce zice, ce zic și oamenii repede pe Facebook. 2-0 Muntenegru, spune cineva foarte pesimist. Muntenegru România 2-1, alt pesimist. Na, lumea e un pic pesimistă. O să fie un meci greu, crânce, în ceva de... ceva ce joacă CFR Cluj în Liga 1 și jucătorii noștri au probleme cu echipa de genul ăsta. Bate 1-0, suntem și noi România. Cred că e vorba de România că bate, spune altcineva. Da. Nu știu de ce nu a început cu Octavian Popescu, zice Florin Ștefan Văduva. Păi Octavian Popescu e la a doua convocare, nu? A doua sau a treia. Adică mai trebuie să-i dăm puțin timp. E talentat, are valoare, dar cred că ușor trebuie să intre. Nu din prima. Și mai ales că e primul meci, am mizat pe jucători care au mai mare experiență. Bun. Hai să vedem ce spune și selecționerul Edi Iordănescu înainte de meci și apoi ne întoarcem pentru scurte concluzii. Că la conferința de prezentare am spus că avem în față o mare provocare. Cu toții suntem sătui de campanii finalizate așa cum nu ar fi trebuit. Cu toții ducem dorul unei calificări, dar am spus că avem în față un drum greu și că doar dacă strângem împreună toate energiile, ne încărcăm cu o doză de optimism, dar realism în același timp, avem o șansă în plus. Avem nevoie de suporterii noștri, avem nevoie de toată lumea să vină în sprijinul echipei naționale în orice fel poate, avem nevoie ca acești băieți să prindă încredere, pentru că încerc să le transmit asta zi de zi. Eu pot să spun că după prima acțiune, o concluzie importantă a fost că mi s-au întărit toate gândurile inițiale, în sensul în care încrederea pe care am spus că o am în echipă și în băieți este și mai mare. Aceste zile împreună, ei au răspuns bine. E o provocare pentru toți cei patru selecționeri să ne reușim, ținând cont de calendar, de moment, de finalul sezonului, de ce urmează, să ne capacităm echipa, să-i motivăm, să-i adunăm, să-i strângem din toate punctele de vedere, să fie cât mai concentrați și să dea totul pe teren. Este un nou început și sper ca să fie, să urmeze lucruri bune, însă sunt foarte conștient că vom avea un drum greu în față. V-ați fi dorit poate un alt fel de început al jocurilor oficiale la echipa națională? Adică poate nu cu această dublă în Muntenegru și Bosnia, ok, două echipe din spațiul ex-Iugoslav cu un anumit spirit de luptă, sau din contră, poate e bine că întâlnim, eu știu, Muntenegru acum, cu siguranță fără Savic, poate și fără Jovetici. Da, în primul rând eu trebuie să analizez tot contextul și pot să spun că știm cu toții că echipa națională nu a răspuns foarte bine atunci când a avut o serie de 3 jocuri într-un timp relativ scurt. Acum vorbim de 4. Așadar, strategia trebuie să fie una foarte clară, să fim foarte atenți. Nu mai contează ce mi-aș fi dorit, pentru că asta este realitatea și trebuie să o confruntăm. Jucăm 2 jocuri în deplasare. În plus, da, probabil că trebuie să facem o muncă suplimentară în ceea ce înseamnă capacitarea echipei, să-i motivăm, să-i strângem pe băieți, să le dăm încredere, să-i aducem în stare emoțională cât mai potrivită pentru competiție, pentru joc. Fapt ce la contracandidatele noastre probabil că nu se simte atât de profund, fiindcă prin natura lor sunt de principiu jucători care sunt cu spirit ceva mai combativ, sunt mai arțăgoși, sunt mai luptători, se adună, se motivează, se concentrează mai ușor. Însă am încredere totuși în potențialul nostru, în talentul nostru și dacă ne vom ridica la un nivel bun și din punct de vedere al intensității de joc, al implicării în toate momentele jocului,
vom avea o șansă importantă. Dacă mâine nu vom propune o echipă care să accepte lupta, care să se bată pentru fiecare minge, să se bată pentru fiecare metru de teren, să încerce să se ridice la nivelul agresivității adversarului, cu siguranță că vom avea o șansă în minus. Da, am auzit pe Edi Orlănescu concentrat așa. Concentrat la maxim. Da. Pronostic. Îmi doresc... Îți dorești, lasă, scoate. Vreau să fie 0-0 la pauză. Vrei să fie 0-0 la pauză? Da, să nu primim gol până la pauză. La pauză. Cât crezi că o să fie? Eu înțeleg ce vrei tu. 0-0, dar... cel puțin 0-0. 0-0 la pauză. Dacă conducem, e extraordinar. Okay. Să nu primim gol. E important să nu primim gol. Și la cea mai importantă ocazia noastră să-i marcăm. Bun, hai să vedem dacă se întâmplă lucrurile așa. Ne revedem în 45 de minute, probabil 45 de minute, după prima repriză a meciului Muntenegru-România, debutul naționalei în acest sezon de Liga Națiunilor. La pauză venim cu analiza prima repriză. Pe curând.